Hai, vedem, consilierii locali sunt locali aici, în afară de Julia Nicolae, care chiar și se da acasă. Și vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Ordinele de zi din 26 ianuarie 2007 cu ora 5. Primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ianu Gheorghe, președintele de ședință pentru luna februarie 2007. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice pe raza orașului Cetona, județul Bacău, pentru anul 2017 și a regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice în orașul Cetona. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind primirea Municipiului Onești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău Amici, domnul care a fost constituit și al statutului acestuia. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației a Vis Bacău pentru anul 2017. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 2 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide în județul Bacău. Punctul 5 este retras de pe ordinea de zi de către domnul primar. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pe Bruna pentru obținerea licenței de exploatare pentru pătrămâșul de apă minerală de Cuiecaul, Teria Teutică, perimetrul pe Bruna, mărgul la județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre cu privire la însușirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului pe Bruna pentru anul 2016. Punctul 8. Da, pe aprobarea dumneavoastră, ordinea de zi. Ce v-ați dat la domnul Moșeț, punctul 8? Da. Care este pentru aprobarea ordinei de zi? Împotrivă? Mă scuzați, procesele verbale. Imediat după aprobare. Mai puțin divers. Mai puțin. Deci cu abținere, s-a aprobat ordinea de zi. Înainte de dezbaterea ordinii de zi, supun spre aprobarea noastră procesul verbal al ședinței din al lunii decembrie din 2017. Dacă nu, și ședința ordinară. Dacă sunt discuții, nu am procesul verbal. Comisiile? Supun spre aprobare procesul verbal al ședinței din luna trecută. Care este pentru? Împotrivă, se abține. În unanimitate, s-a aprobat. Dăm citire ordinii de zi. Primul punct. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Ianu Gheorghe, președinte ședință pentru luna februarie. Comisia juridică a disfavorat. Pune spre aprobare primul punct. Care este pentru? Împotrivă, abținere. În unanimitate de vot, restul s-a aprobat. Domnul Iaru, președinte de ședință. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice
pe raza orașului Târgoviște, în județul Bacău, pentru anul 2017, și a regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de sănătate pentru persoane fizice în orașul Târgoviște. Comisie economică, aviz favorabil, cu amendamentul scoatere punctului 5, aliniatul 6, din regulamentul privind instituirea și administrarea taxe speciale de salubritate în orașul Târgoviște. Mai exact, se referă la pentru imobile care sunt locuite temporar și nu sunt imobile de domiciliu sau reședință, obligația de a declara revine proprietarului, taxa lunară fiind calculată luându-se în considerare o singură persoană, declarația de depunere pentru fiecare unitate locativă deținută. Comisia a opinat că această taxă trebuie să fie cumva acordată cu mărimea imobilului, cu cât este de temporar locuită sau nu, cât este de suprafața de teren aferentă eventual. Și pentru asta am considerat că este nevoie de o analiză mai aprofundată care să facă obiectul unei alte analize și unei alte hotărâri de Consiliul Local. Și pentru asta să scoatem din regulament, ca să-și poată urma totuși regulamentul și intrarea în vigoare a taxelor și impozitelor și aceste taxe de salubritate, pentru a soluționa cumva și problema cu avisul și problema gunoiului menajer din localitate, rămânând ca acest punct să fie discutat fie după o analiză, fie odată cu reglementarea pentru persoane juridice. Dar o dată ulterioară. Discuția a fost și în Comisia de Urbanism, discuție consistente. Suntem conștienți de faptul că aprobăm această dată, că sunt foarte multe persoane care nu se față, au suficient de multe, poate nu. Poate exagere, sunt suficient de multe care nu au contract cu Comisia de Urbanism și Comisia a fost de acord cu instituirea acestei taxe speciale. Deci a fi tot favorabil. Și în Comisia Juridică au fost discuții foarte public asupra acestui proiect. Dovadă că, în final, rezultatul 3 la 3 a avizat constatații de mai mult. Domnul președinte, dacă tot s-au pus în discuții și de bun probleme, și eu aș dori ca la următoarea ședință să se facă o anticalculație care să aducă cât de cât în fața noastră și a opiniei Comisiei argumentul că taxa este la valoarea de 961. Pentru că acum se duce gunoiul spre Bunești sau Bacău, nu știu dacă este în calcul consumul de motorină pentru Bacău sau pentru Târgoviște. Și n-aș vrea ca, nu știu în câte luni, să ajunge din nou la discuții că taxa e prea mică. Mulțumesc. De la început trebuie să constatăm că iar ne onorează cu prezența compania de utilități, în ghilimele, deși o chestiune chiar, care chiar îi privește. Da. Ce vreau să spun? În general, taxa e bine făcută, ca și proiect. Trebuie să o adoptăm, părerea mea, un mijloc modern, chiar ne dăm un coloc de salvare celor de la companie, cum se mai ocupă cu încasarea. Iar partea a doua, cum ne vor factura ei nouă, cum vom plăti, aia e celălalt aspect al problemei, care trebuie să-l analizăm separat. Cantitățile, tarifele către noi. Dar și aș mai fi și eu o propunere să scoatem un punct la sancțiuni, articolul 15, alineatul 1, care spune că neîndeplinirea declarației până la 31 ianuarie constituie contravenție și se sancționează cu amendă. Având în vedere că mai sunt 3 zile locatoare, cum vă imaginați că 5.000 de familii vor depune în 3 zile aceste declarații de impunere. De aceea, măcar pentru primul an, să spunem că se acționează cu avertizment, pentru că nu e timp să le depunem. Trebuie să prelungim până pe 31 martie. Sau să o prelungim ca termen? Este o contradicție în termen. Acum eu aș propune să o scoatem definitiv și să vă spun de ce. Pentru că tot un articol mai sus, este vorba de faptul că cele care nu, persoane care nu depun
Da, pe care nu știu cum asta nu respectă. Li se va întocmi de către Departamentul de Impozite și Taxe și li se va impune taxa, li se va trimite acasă pe baza calculului care este existentă de evidența populației. Deci, dacă tot îi impun taxa pentru cei care nu depun, atunci de ce să-i mai impun... Asta trebuie să amendăm, cred că pe 1 februarie trebuie să amendăm ce puțin jumătate de oraș, pentru că nu și-au depus, dacă lăsăm așa. Dar nu e cazul. Dacă lăsăm așa. Dacă aprobăm regulamentul cu regula că le impunem automat taxa, indiferent dacă fac sau nu fac declarația, că așa este, da? Da. Deci condițiile astea trebuie să le mai dau amenda. Atunci să eliminăm total alinia cu articolul 15. Articolul 15 nu și-are rostul. Da. Mai răspi și un articol punitiv. Este aici, pentru că regulamentul este făcut nu numai pentru anul fiscal 2017. Nu, dar probabil la anul când vom afla, putem să facem. Dacă sau să mutăm data. Dar nu e trecută. Dar e undeva, 31 ianuarie. Scrie 31 ianuarie. Articolul 5 aliniatul 3. Aici am menționat că declarația trebuie depusă până la data de 31 ianuarie, fiecare an calendaristic. Exact. Mai sunt 3 zile, v-am zis. Dar specială pentru anul ăsta. Da, pentru anul ăsta, da, sigur. Reglamentul e făcut doar pentru anul 2017. Este făcut pentru... o perioadă mai îndelungată, dar se parcurs ce apar noi modificări legislative. Și ar trebui să facem o modificare trebuie doar pentru... Trebuie să mai ținem în numărul nostru. Noi consiliere, am două materiale și cu anexele care cuprinde și această declarație și avem posibilitatea să o extragem și să o completăm, să o aducem, să o depunem. Dar cetățeanul, mătușa, moșu, nu știu care, cu ajutea calculatorilor, nu se vedeau nimic. Prima dată li se ajungă ce sunt scris la ei, nu? E, procedura asta de a ajunge durează foarte mult. Eu vă spun că nici 31 martie nu se încadrează, pentru că sunt foarte mulți cetățeni și doamna Ana Spuri și doamnele care se ocupă cu încasarea taxelor și impozitelor, că sunt unii care nu le pot la 31 martie, pentru chiar pe la sfârșitul anului. Atâta vreme cât această hotărâre nu e ca o lege care apare în monitorul oficial și devine obligatorie, după ce a fost publicată, nu dacă poți să-i obligi pe ăla să-l și sancionezi când am dat puterea celelalte termene. Eu zic, anul ăsta, să vedem cum e încadrări eventual până în vară sau până în toamnă cu declarația și începând de la anul să știe fiecare că cu la data de 30 a luat prin minut să depună cerere. Eu asta e un moment, dragi. Deci, haideți să vă citesc ce scrie la articolul 6 al alineatul 4. În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu de către organele de specialitate ale autorității locale, pe baza oricăror date și informații deținute de acestea. Dosar fiscal, registru agricol, etc. Stabilirea din oficiu a taxei de salubritate se face prin emiterea unei decizii de impunere emise în condițiile legii. În condițiile în care noi adoptăm cu acest articol, nu văd de ce să-i mai impun ca sancțiune că nu face el declarația, cetățeanul. Deci și atunci nu mai are rost să mai impune niște limite. Pot apărea anumite neconcordanțe cu lucruri, pentru că declarația pe care o face el după prea răspundere, că are 2-7 membri în familie, și cea pe care avem noi în evidență, exact. Care nu s-ar putea să mai corespundă. Exact. Avem un alt articol care spune în felul următor, că neconcordanțele acestea de care spuneți, se pot regla în plus sau în minus, în urma stabilirii de pe baza declarației sau pe baza de impunere din asta. Și atunci, cele cu plus se vor compensa ulterior, cele cu minus se vor... Dar din acest fel nu am stat. Da. Eu aș fi avut rugămintea, stimați colegi, să reamintim și aici trebuie să stabilim. Eu am discutat că taxa de salubritate pe care noi încercăm să o stabilim și să o punem în aplicare, în cadrul orașului, are același rol ca și celălalt de impozite și taxe pe care le cumulăm și atunci trebuie popularizată, că dacă o lăsăm acum la latitudinea declarației de punere este una, dar dacă lucrurile se vor duce cu popularizarea ei spre sfârșitul anului, atunci oamenii nu vor ști și nu vor putea beneficia de acea reducere pe care noi o tot discutăm și am stabilit-o că până la sfârșitul lunii martie, oamenii pot beneficia de acel 10%. Și atunci eu zic că este bine să fie popularizat pe cât mai serios.
Și cum ascultă, în opinia mea? Chestiunea cu popularizarea își găsește tot în regulament soluție, în care se spune că deducerea la îndeplinirea acestui regulament și acestei hotărâri se face responsabil atât cuplul, care are obligația să rezilieze până la data de 31 ianuarie toate contractele avute până la ora asta pentru gunoi, menajer. El le reziliază din birou, domnule, și bătrâna respectivă știe că are... Nu pot fi reziliate din gunoi, nu pot fi reziliate din birou, pentru că ei au obligația că, așa cum trimitea până acum facturile, acum, în loc de factură, va trimite o înștiințare, o notificare către toți cei care au avut contracte. Bun. Și vă spun și de ce. Eu nu exclud. Dacă ei n-au reușit în atâția ani de zile să facă decât 60% contracte cu cetățenii de orașul ăsta, și cum îi aștept 40%? Cei 60% vor afla aproape instantaneu, dacă se va trimite înștiințările, și vor lua la cunoștință de această taxă, cei care n-au avut, vor lua și la cunoștință. Cei de bună credință care până acum sau până la sfârșitul lunii vin să-și plătească taxa pentru salubritate, au posibilitatea să converteze direct la ghișeu această cerere, de propria răspundere. Deci, trebuia implementat procesul ăsta de aducere la cunoștință, imediat la începutul anului. Dacă nu s-a făcut plătea, asta nu s-a făcut. Dacă îmi permiteți, acum suntem, deschidem un nou drum. Trecerea de la tarif, care a fost obișnuință în orașul Cluj de ani de zile, la trecerea de taxe, deschidem o nouă ușă, o nouă etapă. Așa este. Și noi, ca executiv, ne-am mobilizat de la începutul anului sau din momentul când am început să deschidem această nouă etapă și nu am stat degeaba, dar taxa de salubrizare, ca să poată să fie adoptată și pusă în practic, sau nu numai acea, orice tip de taxă, trebuie să aibă în spate un regulament de organizare și de funcționare și de încasare a ei. Acum, acest regulament l-am întocmit să poată fi accesat mulți ani de acum încolo. E adevărat că întotdeauna putem să-i aducem adăugiri și modificări. Și fiți convinși că anul acesta este un an început și cu siguranță nu o să punem acum, dacă a apărut 31 martie, gata, și cine n-a desfăcut totul declarația, înseamnă că este pasibil de efectele articolului 5 cu 1 sau cât este acela. Nu, dar deci putem distanța 10% de care beneficiază. Da, aici este o problemă. Trebuie să vedem cum putem să, pentru că codul fiscal spune foarte clar care este perioada maximă de depunere a achitării a tuturor taxelor și impozitelor, 31 martie. Dacă e să faci un efort în două săptămâni de zile, eu vă spun că se poate trimite științare către fiecare familie. O să trimitem asta. Problema este de recepționare ei, pentru că acum lucrăm la o statistică, avem foarte multe proprietăți în oraș care sunt închise, sunt goale, sunt temporar închise, pentru că sunt cetățeni plecați, sunt cu mai multe proprietăți, ceea ce va duce destul de dificil să înștiință. Compania a avut și au pus și anunț și la noi la caserie, pentru că am început să încasăm impozite și taxe și am recomandat la toți cei care și-au achitat data impozite și taxe până la ziua de astăzi și de acum încolo, ca în următoarea perioadă, până la 31 martie, să treacă pe la sediul instituției noastre sau să ne contacteze telefonic, să le spunem care e valoarea taxei, în ce condiții se plătește, cum se plătește, pentru că și noi suntem interesați ca să pornim pe un drum bun de la început. Este greu, nimeni nu spune că o să terminăm. Probabil tot anul acesta va fi un an de frământări, pentru că până suntem cu toții de acord, suntem obișnuiți cu acte normative, dar sunt cetățeni care nu fi atent la ceea ce se întâmplă. O să facem publicitate și în mediul online, și pe site-ul primăriei, și pe mediile astea virtuale, Facebook și toate alea, când TV și radio, deja declarațiile și modelele le-am prezentat la cei care au venit. Dar acesta este modelul. Păi o să o completez. Nu o completați încă. Stați puțin, din să se aprobe, pentru că putea să sufere și modificări. Și de asta regulamentul. Putem să mergem pe modificările și adăugirile lui, dar eu cred că e bine să mergem pe el așa. Cu siguranță nu aplicăm parte de sancțiuni anul acesta și vedem după aia ce putem modifica. Că ați văzut, el are pregătură, articolul, primele articole, ultimele. E destul de dificil acum să extrage tot. Ceea ce ați propus dumneavoastră, ați propus o idee interesantă și un alt mod de abordare a celor proprietăți. Aici, da, corect, trebuie să o analizăm. Și
Și eu aș putea totuși să scoatem și amendamentul ăla de numai, te-am propus punctul 5, aliniatul 6, să scoatem și punctul 6, aliniatul 5, asta care spune cu nedepunerea declarației. De ce? Subscriu la ceea ce a făcut domnul Andrei. De ce? Pentru că dacă lăsăm asta aici și o să vină curtea de conturi, o să zică, a, câți ați avut din ăștia care nu au depus declarație, deci nu le-ați dat amendele. Și o să vă tragă la răspundere, chiar dacă sunteți de bună credință și nu vreți să puneți în punță. Pot să adaug un aliniaș, răspundă pentru anul fiscal 2017, nedepunerea declarației nu constituie. Atunci e perfect. Da? Ca să punem așa, ca să nu intrăm în contradicție cu curtea de conturi sau eventuale organe care ne verifică dacă am aplicat sau nu am aplicat corect regulamentul. Să nu se batem singuri. Noi am transmisat toate departamentele, pentru că cetățenii nu vin numai la impozite și taxe, vin și pentru alte și alte documente, și pe partea de stare civilă, și partea de asistență socială. Acele modele de declarații vor fi și la compartimentele alea ca să încercăm să îi putem prinde modificarea. Da, da. Domnul Cotele. Opinia mea este că taxa de 9,61 de persoane este mare odată. Și a doua oară nu rezolvă problema gunoiului. E adevărat, crește foarte mult proporția de colectare a taxei, de la 40% am înțeles să crească la 70-80%, nu știu, poate 100%, având în vedere că le plătim la primărie, plus că nu reglează ea cantitatea de gunoi pe care o face fiecare, nu plătim fiecare la cât gunoi producem, și foarte multe chestii. Deci vom avea o taxă mai mare și aceleași condiții de selectare a gunoiului, de... Păi nu avem o taxă deci mai mare. Deci am pus cumva căruța înaintea caiei. Nu avem o taxă mai mare, pentru că taxa de 9,61 este calculată de către reprezentanții pe care noi am putem licita DIS-ul și este o taxă calculată pe toate elementele de calcul a unei taxe. Iar astăzi, la Târgu Ocna, dacă analizăm cât plătea o persoană la cantitate, pentru că până acum se plătea 0,225 metri cub, înmulțit cu cât era valoarea pe metru cub, veneam undeva la 9,30 lei, 9,20 lei ceva. Deci de la 9,20 lei ceva la, pe persoană. Dacă ridicăm la 9,60, e o creștere de aproximativ 50 de bani. Deci nu ar fi un impact atât de dur la nivel de... de diferență. 9,61 este argumentat în toate prezentările celor de la ANIS. Plus că nu s-a luat în considerare. Este avizat de câte ani RSC. Foarte multe proprietăți sunt goale. Păi, asta e. Abia aici a venit comisia. Dacă ați iertat și votați ca să scoatem la tema pentru asta, de lucru. Am o rugăminte. La completarea declarației doresc ca personalul care se ocupă de taxe și impozite să le dea un sprijin, pentru că sunt mulți bătrâni care nu se pricep să completeze. Și dacă, știu, le vorbim pe un ton de ăsta, moșule, du-te și citește că, știți, s-ar putea să transmite din om în om și... Cu siguranță. Deci am vrut să fie totuși o solicitură. Departamentul de impozite și taxe vor fi instruiți să aibă o atitudine corectă și firească și deontologia profesională îi obligă să fie așa. Vom ajuta și vom sprijini, pentru că este dificil, e greu, că cetățeanul mai ales că vom mai avea o problemă, pentru că mulți vin, uite, îți dau bani, tu te plătești și mie impozitul ăla până se întoarce, până îi transmite, uite, mai a apărut ceva, vine un documentul de... Mulți, câți dintre noi nu mergem la diverse activități, nu avem buletinul la noi să completăm date. Va fi o perioadă de tranziție. Domnul Consilier Panțean. Da, deci dacă această taxă este pe persoană, este pe persoană, pe proprietate. E logic că trebuie să dispară cu cei care nu locuiesc în alte proprietăți, pentru că el, dacă nu produce cu noi, nu o să plătească. Asta ar fi una. Trebuie să ținem cont la evoluarea în timp, că poate putem să nu mai fie o taxă în viitor și să o facem cu o selectare colectivă, cum am mai spus, și fiecare să putem să plătească în funcție de cât va produce. Știu că este foarte greu, dar eu cred că
ar fi benevol, mai ales la societăți. Să dăm la societăți cum va fi. Și automat cetățeanul când vine să plătească taxe și impozite, nu știu dacă trebuie amendat. El oricum va plăti taxe și impozite, atunci am înțeles că obligatoriu nu îi se iau taxele până nu are completată fișa respectivă sau ceva de genul ăsta. Nu? Deci atunci îl trimite imediat. Nu trebuie. Nu cred că ar fi nevoie să-l forțăm, că el oricum vine, plătește taxa și atunci vede și câte e gunoi și toate astea. Păi nu, dar asta cu amenda, deci sună ca așa. Oricum va veni la taxe. Eu oricum, că vine în septembrie, că vine până în martie, nu cred că e cineva care îi plătește asta. Deci oricum costurile asupra populației în orice vor crește. Cu 2%. Diferența e 2% față de ce costumat. Taxa de 9,61 este implementată la tot ce înseamnă nivelul de județul Bacău. Și de asta nu putem, ca și orice serviciu de utilități publice, trebuie să aibă un tarif cu valoare egală. Dar la punct de vedere că avem reprezentanță în ARDIS, fiecare unitate administrativă are reprezentanță în ARDIS. Fiecare și ARDIS-ul ca și organism. De acord. Ei au venit cu propunerea, gândiți-vă că la noi impactul e de 2%, dar sunt unități administrative care impactul mult mai dur. Care nu au avut deloc. Sau care nu au avut deloc. Iar această taxă, ca să răspundă în consilier, se referă strict doar la persoanele fizice. Persoanele juridice, tot ce înseamnă agenții economici de oricare categorie, ar fi ESA, SRL, SMC și toate alea, celelalte, tot ce înseamnă persoane juridice, vor face obiectul unui contract direct cu prestatorul. Ca și până acum. Ca și până acum. Deci acolo nu se schimbă nimic. Dar nu se schimbă. De ce nu? Dar de ce l-a venit administrația locală gestionează impozite și taxele persoanelor fizice. Persoanele juridice era ceva. Acela are funcție de obiectul de activitate, funcție de suprafață, funcție de număr de personal. Știu eu, alte elemente pe care le... Dar și acolo, pentru că are posibilitatea în cadrul adunării generale acționarilor să stabilim câteva criterii foarte clare. Mai trebuie un blas și acolo. Sigur, că sunt agenții economici care fie plătesc prea mult sau prea puțin. Trebuie să actualizate și să plătesc în funcție de situația concretă pe care o are. Acum, practic, se va rezeta tot. Ce a fost înainte? Cu bune și cu rele, dar la societăți este posibil să se pună containere separat, să se facă o evidență, pentru că nu sunt atât de multe ca persoane fizice. Va exista o de relație? Ce funcționăm tot de chestia asta tot timpul? Nu punem ca să plătim pe metru pătrați aiurea și gândiți-vă foarte mult la metru pătrați. Dar n-a spus nimeni la metru pătrați. Dar așa se plătește acum. Dar am spus că începând de la această hotărâre și cu perioada se resetează tot. De exemplu, când vine la contractare firma cu dumneavoastră, societate, atunci se stabilesc toate criteriile. Și dânsii, când iați contractul, la orice contract se negociază. Și cât a fost cu câți metri pătrați și cu tare. Și atunci, semnați contractul, dar sau nu știu că nu se plătează. Domnul Vizcătorul și acestea nu mai facem din ele. Nu sunt multe societăți. Se poate pune 2-3 contractele și cât ți-a ridicat? 3 îți plătești. Dar nu se poate. Nu știu, persoane fizice sunt foarte mulți. Dar știu că reprezentanții un pic, asta e clar. Acum cine să... Era domnul Iara, era domnul Pavarate. Da. Ce domnul Pavarate? Eu am un punct de vedere un pic de față de ceea ce s-a discutat aici. Mă rog, nu vreau să pară deplasat. Eu aș fi mers, am citit toată documentația asta. Înainte să citesc asta, am făcut un plan. Nu seamănă deloc cu ceea ce discutăm noi aici. Eu aș fi mers chiar pe reducerea taxei. Nu este numai punctul meu de vedere, deci eu când am venit aici cu ideea asta, am discutat cu mai mulți cetățeni, deci ceea ce vă spun eu acum, deci ceea ce am, discuțiile în urma, deci niște discuții pe care le-am avut cu alți cetățeni. Deci, dacă luăm în considerare cât e contractul, deci câți cetățeni plăteau gunoiul până acum, deci anul trecut, am discutat chestia asta în ședința de comisii, da. Mă văd nevoit să o spun și aici. Deci, în anul trecut, nu discutăm mai departe, banii sunt, deci,
Colectarea banilor se făcea foarte, s-a făcut foarte prost. Deci jumătate, cât, 60, 60. Cât, cât se colecta? 60 sau 50%? Nu, sunt 4.400 de contracte. Mă rog, aproximativ 6.600 mă rog, de așa. Locuitori. Acum, ideea asta cu introducerea taxei în impostul local este o idee foarte bună. Mi se pare o idee foarte bună. Așa? Deci colectarea va fi poate chiar 100%. Asta ne putea, deci din motivul ăsta ne putea permite să, chiar să scădem taxa. Deci asta, așa o văd eu problema și am, o spun, asta e. În altă ordine de idei, referitor la societăți. Dacă tot, nu știu dacă o să mai avem ocazia să discutăm despre societăți, dar nu-i punctul, nu avem de punct în dezbaterea asta, dar eu totuși îmi permit să discut și despre societăți. Că mă privește și chiar pe mine personal și am stat de vorbă și cu alți cetățeni care au mici comercianți și chestii din așa. Nu mă refer la societăți mari. Ce se întâmplă? Acolo, deci, discutăm despre o negociere. Deci, vine societatea, sau un reprezentant de la societate, merge la compania de utilități și negociază. Negocierea asta e ceva relativ, e ceva așa. Deci, o societate mare vine cu o doză de influență foarte mare, are omul toate șansele să obțină ceea ce vrea, iar eu, unul mic, și sunt destui, câți au mai rămas, dar nu, e greșit că am spus că sunt destui. Deci sunt puțin din câți au mai rămas. Noi nu o să reușim să negociem în favoarea noastră, niciodată, ăștia nici. Așa că eu am o propunere să mergem pe performanțele financiare, pe care le putem lua date de la finanță, de la FIS, de la ANAF. Și calculăm procente, mă rog, asta rămân discutat, că nu sunt eu în măsură să știu exact, adică nu sunt competent să hotărăm, să fac propuneri chiar precis, în sensul ăsta, dar cu datii de la ANAF putem calcula valoarea cunoiului, valoarea cât trebuie să plătească o societate cu noi. Nu după metri pătrați cum a fost acum, s-a fost o prostie. Nu după influența care o are fiecare de reușește să-și facă o negociere în favoarea lui. Eu așa mă gândesc, a fost punctul meu de vedere, îmi pare rău dacă poate îl supăr pe cineva, dar a fost punctul meu de vedere și am spus ce am avut de spus. Bine, domnule. Nu au răspuns la partea. De la ANAF o să poate luata interesat domnul director pe cine trimite contractul respectiv să negocieze. Că acolo e salariul dânșilor. Și dacă nu colectează, vor să aibă salariu. Și nu știu dacă își permite pe unul să ierte și pe altul nu. Deci ar fi foarte des. Că așa, de exemplu, eu sunt producător de aur și mie mi-e să cifra de afaceri extraordinar și n-ar ca unul. Și altul poate foarte mult bun. Atunci, deci, dacă, foarte mică. Deci la finalul anului, sau finalul, mă rog, într-un moment dat, poate am să vreau să sper că am dreptul, să văd și eu o situație la toate societățile din oraș, să văd și eu cât plătești cu tărică în raport cu mine sau cu așa. Și atunci o să vedeți dumneavoastră că eu am dreptate. Da. Domnul Pavlache, nu aveți dreptate. Aveți dreptate și vă spun de ce și vă amintesc că aveți dreptate. Bun. Nu putem să percepem taxa de salubritate în funcție de performanțele economice sau de câți bani câștigă un agent economic. N-aveți cum, pentru că... Dați-mi voie să termin, v-am lăsat. Hai să vă dau și un exemplu. Un notar care își desfășoară activitatea într-un apartament sau într-o garsonieră, pe una pe care o face, poate câștiga câteva sute de milioane de lei. Nu produce cu noi decât, știu eu, poate dacă greșește o hârtie, ne-aș o aruncă. Nu putem taxa, ca și taxe de după noi, după cifra de afaceri sau după profitul pe care îl face. Atunci hai să cântărim gunoiul sau să-l cuvăm. Așa, da. Și atât petrau, atât plătesc. Asta e altceva. Nu pensionăm toți și stăm acasă că vine ăla și ia gunoiul. Că la fel, eu am încredere. Aici nu e vorba de persoană. Eu am încredere în cineva când l-a gunoiul și am șapte. Da. Mă aveți ceva de spus, domnul? Nu, deci chestia asta cu vatul sau cu cântări, nu cântări, poate cu vat, deci să știi cât are. Am înțeles, discuția, da.
Atât vreau să mai spun, orice taxă trebuie să reflecte serviciile oferite. Calitatea lor. Calitatea. Tot ce costă serviciul. Da, a spus că acum se va crește gradul de încasare și așa ar fi trebuit să scadă valoarea taxei. Teoretic așa ar fi. Dar gândiți-vă că de la 1 ianuarie 2017, administrația Fondului de Mediu percepe o taxă de 80 de lei, care a apărut acum nou, pentru fiecare tonă de deșeuri care a ajuns în groapa de depozitare de la Bacău, 80 de lei. Alături de această taxă se mai percepe încă o taxă de 54 de lei pe tonă, tot de la 1 ianuarie, aceasta a modificat de la 270 la 50, la 27 lei la 54. Deci 80 și cu 50 și 4 fac 134 de lei în plus pe fiecare tonă de deșeuri pe care vom transporta la Bacău. Gândiți-vă că acestea nu se reflectau în costurile anului 2016-2015 și de anterioare. De aceea, în calculul taxei de 9,61 este inclusă și această valoare și ea este sustenabilă. Gândiți-vă că administrația locală sau executivul, când am gândit materialul ăsta, suntem și noi cetățeni din orașul acesta și nu, această taxă este exclusivă pentru plata serviciilor de salubritate. Această taxă se colectează pentru salubritate și va fi cheltuită pentru salubritate. Deci, mai mult decât atât, domnul Șmutaru, mă uitam în niște materiale care au fost publicate și au fost date și pe televiziune. Aceste taxe, să știți că nu sunt numai al interiorului județului Bacău. Mă uitam pe celelalte județe care au master planuri pe celor care le avem noi și taxele sunt aproape la diferență foarte, foarte mărunțele de, de tariful care îi prezentați aici. Deci cam în toată țara, tariful e cam așa. Da. Nu avem niciun interes ca să punem vreun plus. Mulțumesc, domnule președinte. Au fost foarte curse răspunsurile către domnul administrator, dar aș vrea să vin în completare la un punct. Noi stabilim o taxă pentru fiecare persoană, da? Nu ținem cont de suprafața locuinței. Dacă într-un apartament cu 60 de metri pătrați locuiesc două persoane, de aceeași vârstă, vor plăti aceeași taxă cu alte două persoane care stau într-un apartament cu 100 de metri pătrați, nu? Asta e clar. E taxă pe persoană. De aceea ar zice eu că pentru a doua proprietate, cum a spus domnul Cucurăvără, să nu se plătească la suprafață, pentru că noi și în situația celor care au doar câte o proprietate, plătesc în funcție de numărul de persoană. Și cred că este suficient să, pentru a doua proprietate, doar pentru încă o persoană. Nici de cum de suprafețe... Dar să vă faci un pic unde altă votare. Pentru persoană. Asta înseamnă poate să facă gunoi într-un loc. O persoană, dacă... Și este în interesul cetățeanului să vină la ghișeul de taxe și impozite, să competeze personal, pentru că astfel va fi impozitat și va plăti într-un mod corect și real. Noi putem până la ședința următoare, în funcție de declarațiile pe care le completează cetățenii, trebuie să spunem, domnule, până acum avem identificate atâtea proprietăți cu astea categorii, atâtea garsoniere, atâtea apartamente, atâtea, știu eu, proprietăți cu teren și văzând cam care e ponderea la nivel de patrimoniu, atunci putem să stabiliți foarte clar. Domnule, aici ne amplia. Da, dar obligatoriu trebuie să scoatem punctul cu amenda. Acum da. Gândiți-vă, da, gândiți-vă că în august cetățenii din orașul Târgu Ocna care sunt plecați în Spania sau în Italia vin acasă și își vor plăti impozite. Sigur. Și când vor veni la ghișeu și o să afle că au de plătit amendă, nu știu cum. Dar administrația locală nu a dat nicio amendă. Dar v-am spus că să completez la ceea ce spune domnul Ruzoare, pentru dreptate orice contract civil și nu mai civil, unde părțile sunt egale, niciodată nu se pregătă sancțiuni în favoarea la omul pentru că de favoarea celuilor. Aici trebuie să spunem că e egale, dar fără sancțiuni. Deci e nu ăsta, că omul se pus ce e la altfel. Referitor la cuantum acestei taxe, n-am spus, eu zic că să avem încredere cei mai deștepți ca noi, că e un calcul făcut la nivel de județ, aprobat la nivel de București. Și gândiți-vă, după un an de zile,
putem vedea dacă ne-au rămas bani din această taxă și folosim tot în domeniul salubrității, neapărat statea investiții făcut, sau din contra, nu acoperă cheltuielile, dar trebuie să mergem cu la credință la început, că nu putem, așa, intuitiv, se pare, poate că e mare, poate că e mică, până la 1000 mei cu un pachet de țigări, e când 300 de apă minerală, nu știu dacă e mare sau mică, e subiectivă treaba, în funcție de câți bani sunt. Trebuie persoane defavorizate, familie, le putem ajuta. Deja sunt ajutate de la 3 copii minori în sus, nu plătesc. Mai putem găsi și alte surse de ajuta pe cei defavorizați. Dar eu zic să mergem pe cei mai deștepți care au pus deja un calcul și aprobat la nivel de județ și după aia vedem. Sigur că vom corela, nu putem merge orpește. După primul an, cei de la companie v-ar da, domnule, nu-i încadrăm în asta, nu-i încadrăm. O să vedem de ce nu se încadrează în cei 9 lei. Că nici noi nu vom putea crește după aia. Deci, cam asta. Și sunt de acord cu doamna secretară că nu trebuie să o spun. Să punem fraza pentru anul 2017 și retrag propunerea. Pentru 2017 nu s-a aplicat nicio sancțiune. Nici o sancțiune, dacă e mai simplu. Să se modifice. Da, să se modifice. Să rămâne și să o propoziție. Adăugăm o propoziție, da. Da, cam asta am avut de spus. A, și legat de recapitulare, dacă tot facem o revoluție, să facem și pentru societăți. Au dreptate colegii noștri. În decursul anului, din experiența care am, s-au calculat câteodată la numărul de salariați taxa asta de la societăți. Au apărut și acolo în advertențe, că firme cu foarte mulți salariați care puteau produce mai puțin cu noi, deci au în advertențe. Apar în advertențe și dacă îi taxez la suprafață, nu? La hoteluri, la astea care nu funcționează. De aceea aici trebuie să ne gândim. Poate să faci o medie ponderată și între salariați, și între suprafețele care le au. Și atunci ar fi poate mai aproape de adevăr. Cel mai cinstit și mai corect, care va trebui să achedă în persoanele fizice, va trebui să fie la capitate, la greutate. E ideal, e ideal. Dacă o societate are un contagiu și ia o dată pe lună, e sigur. Mai greu e la societățile care stau la parter de bloc, care nu noi un pot la contagiul comun, la ala e mai greu, că nu poți să le pui containerul în fiecare magazin. Da. Sau unde se poate, tot. Dacă nu mai sunt intervenții, da, supun la vot cu amendamentele făcute de cele două comisii, propuse de cele două comisii economice și juridice. Cine este pe asta? Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind primirea municipiului Ionești în calitate de membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, BASPEU, ADIP și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Comisie? Comisia de ridică a vis favorabil. Nu am indicat. Bineînțeles, de cum să ne primim cu un... Mai bun, celelalte comisii? Am avut. Trebuie să vadă și aici poți în atunci, până la vot încă 3. Care este de așa? Împotrivă? Nu m-am uitat de aici. Vorbiți până la vot aici. Domnul Roșeț, s-a votat pentru sau? Pentru domnul Roșeț, la punctul 3. Da, da, da. Da, pentru. Nu m-am uitat de aici. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației ADIS BASPEU pentru anul 2017. Comisia juridică a desfavorată. Comisia economică a desfavorată. Discuții, imaginea de cuvânt? O să aprobarea noastră. Care este de aprobare? Împotrivă. Împotrivă? Da, împotrivă. Domnul Roșeț, stau împotrivă? Dacă nu cineva? Domnul Iarov? Da, cred că n-am fost atent. Pentru? Pentru. Punctul 4 a fost aprobat.
Punctul 5. Sunt 4, da. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local Târgovna pentru obținerea licenței de exploatare pentru tratamentul de apă minerală de repartiere freotică pe nivelul Târgovna, numărul județul Bacău. Comisia Juridică a disfavorabil. Comisia Economică a disfavorabil. Comisia Juridică a disfavorabil. Discuții la punctul. Dar o mică precizare, poate pentru unii colegi, chiar și pentru că eu știam că tanctuarele au licență de exploatare. Și acum mergem probabil la o prelungire. Nu au avut, sau nu s-a finalizat atunci, și în perioada mea am avut licență de exploatare. Am avut licență de explorare pentru 2 ani de zile. Au fost analize în cursul celor 2 ani de zile care nu au corespuns normelor și conform actului normativ 1193 la Permanșel pe 2002, este obligatoriu ca cel puțin 18 luni consecutiv analizele să aibă o anumită valoare. Și atunci am solicitat prelungirea licenței de explorare cu încă 6 luni, a expirat în iulie 2016, am depus raportul final și am scris în raport, am primit adresa 301.122, în care raportul final a fost aprobat, trebuie să mergem cu documente pentru obținerea licenței de exploatare. Suntem în procedură de realizare. Domnul Pansea. Da. Aș vrea să, ca să știi cetățenii și chiar și noi, dacă această specificăm în cetățenii la accesul acelor izvoare, dacă să facem, să vă urmăm un. Dacă va fi cumva accesul cetățenilor. Sunt publice, dar mă gândesc dacă se vă face o cuptare, ceva, nu va fi sau nu. Dacă e dat venitor. Poate clientele care v-au urmat. Deci primăria Târgovna se află printre puține localități din România care are izvoarele pe primărie. Observați că și Sălin Moldova încearcă acum să obține licență pe primărie. Și acolo unde aceste izvoare au fost de o societate comercială, gen Borsa Tușna, sunt probleme deosebite cu cel care are licență. Noi avem licență pe primărie și indiferent cine va fi primar și va fi în Consiliul Local, la izvoare accesul este gratuit și toți vor folosi apa ca și o resursă a orașului Târgovna. Am fost sunat și de la Oradea, mulți încearcă acum să treacă pe primărie, n-a fost ușor pentru noi cam au fost pionieri în acest demers, dar viața mi-a demonstrat că este mult mai bine așa decât să fie pe o societate comercială. Și nu se va introduce nicio restricție, ba mai mult decât atât, cei care au fost acolo, vă rog să vă uitați, că a trebuit să aducem niște îmbunătățiri la captări, în sensul că a trebuit să etanșăm ca în acel izvor sub nicio formă să nu ajungă apa de la suprafață. Deci a primele analize care le-am făcut, nu ne-am dat seama nici noi, am lăsat așa cum a fost, și s-a infiltrat de pe teren în izvor și la analizele și imediat. Prin acele dispozitive care am făcut și a văzut și noastră sunt etanșe, izvoarele nu au microbiologic nici elemente care ar putea să modifice analizele și dacă ați sesizat, a trebuit să preluăm și apa care venea pe coastă între drumul național și izvoare și a trebuit să o dirijăm să nu ajungă la izvoare. Și avem izvoarele care corespund tuturor cerințelor și mai mult decât atât, avem și alte recomandări de medicare. Deci acum am terminat cu această licență de explorare și trecem la exploatarea acestui izvor. Ceea ce, din păcate, ca să vă dau un exemplu, am fost astăzi la minister și cu domnul primar de la Slănic, eu de la capăt. Îi fac documentația de explorare pentru că s-a schimbat cel care a avut și încearcă să facă pe primărie și noi deja am depășit această etapă. Mai trebuie menționat de câteva chestii la care să le depart. Deci, că era o anumită îngrijorare aici, cât costă. Domnul Rusu, dedicație, ce o să semne. Bineînțeles că o să trebuiască să plătim o redevență pentru apele minerale utilizate. De aia se încheie licența și de exploatare. Care sunt beneficiile? Păi, în primul rând, cel mai mare beneficiu este care l-a menționat domnul primar, adică tăiem posibilitatea ca un întreprinzător privat și să le
și ia licență de exploatare pentru aceste ape minerale și te trezești cu bogăție orașului Târgovna că intră în administrarea altcuiva. Al doilea beneficiu este că noi nu cred că ar putea să facă primăria nicio investiție acolo neavând o licență de exploatare. Deci nu poți să le amenajezi, nu poți să le presupune niște investiții, trebuie să faci niște lucruri. Ar trebui să le lași neamenajate. Și al treia chestiune, cum ar arăta orașul Târgovna stațiune fără niște licoare minerale și să rămâi numai cu salina de Bocna și cu Astabate. Deci, din punctul meu de vedere, este benefică și lăudabilă inițiativa de a lua această licență. Atunci, pun în sală. Mai... Cine este pentru? Împotrivă, dacă ține cineva, nu am indicat de vot, dar cu oameni. Punctul 6. Proiectul terenului cu privire la însușirea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului orașului Târgovna pentru anul 2016. Comisia? Comisia juridică, aviz favorabil, felicită. Comisia economică, aviz favorabil cu amendamentul că nota e cam mic. Și Comisia Valesma a acordat aviz favorabil, ne-a venit în această obiecție. Discuție, întrebări pentru doamna secretară? Să spunem la vot că numărul 7 se face. Cine este pentru? Unanimitate în votul de la cine. Acum ultimul punct, divers. Da. O informare sau la secretar? La punctul diverse, vreau să vă prezint o informare privind stadiul litigiilor în care Unitatea Administrativă Teritorială este reprezentată în instanță de către cabinet de avocat Iuliță Gabriel. În urma aprobării în Consiliul Local, prin 4 hotărâri de Consiliu, hotărârea numărul 28, prin 26-7-2012, pentru litigiu, având ca obiect imobilul teren din strada Victoriei, noi l-am numit pe scurt cazul Ciuciu George. Hotărârea Consiliului Local 77, din 17-12-2012, litigiu în care Consiliul Local Târgovna și UAT Târgovna este dat în judecată de SC Compania Regională de Apă Bacău. Pentru plata facturilor din perioada 2008-2010. Hotărârea Consiliului Local 25 din 28-3-2013, în litigiu cu Lavi Beni, având ca obiect pretenții pentru lipsa folosinței terenului aferent stației de reglare, măsurare din zona Poieni, proprietatea OATE, și hotărârea Consiliului Local 99 din 26-11-2014, având ca obiect tot un litigiu sub SECE compania Scraps, având ca obiect anulare act administrativ. În baza acestor împuternicire ale Consiliului Local, Executivul, prin intermediul structurii de specialitate, a demarat procedura legală pentru achiziția serviciilor juridice și a încheiat un contract de prestări servicii avocațiale cu avocatul Ionită Gabriel. Litigiile încredințate nu s-au definitivat până la această dată, acestea derulându-se pe mai mulți ani. În anul 2016, Cabinetul de Avocat Ionită Gabriel a reprezentat orașul Târgovna în următoarele litigi. Dosarul 336/248/2013, deschis pe rolul judecătoriei în dosura Buzăului, reclamant Ciuciu George, hârât Comisia Locală de Aplicare a Legii 18 Târgovna, având ca obiect reconstituirea dreptului de proprietate în condițiile legii fondului funciar, identificarea unui teren corespunzător valoric suprafeței de 989 metri pătrați teren situat în orașul Târgovna, ce a aparținut numitei Sandovici Lerna. În această cauză, instanța a dispus efectuarea unei expertize judiciare, având ca obiective evaluarea terenului în suprafață de 989 metri pătrați, fostă proprietate Sandovici Lerna, teren ce face obiectul sentinței civile 4344 din 2001, dosar 2838 din 2001, rămasă definitivă prin decizia Curții de Apel Bacău din 2006. Al doilea obiectiv, stabilirea valorii pe unitate de măsură și al treilea obiectiv, identificarea unui teren din portofoliul ADAS Bacău, valorii egal cu suprafața de 898 metri pătrați de Târgovna. Întrucât primul expert desemnat în cauză a solicitat instanței înlocuirea lui, a fost desemnat un alt expert judiciar.
Noul expert desemnat de instanță a depus raportul de expertiză tehnică judiciară pentru terenul din 15-a 2005, însă acesta, la solicitarea părților, a suferit mai multe modificări. Instanța, obligând expertul să refacă acest raport de expertiză, ținând cont de obiecțiunea formulată. Prin încheierea de ședință din 10 aprilie 2016, instanța de judecată a dispus nulitatea raportului de expertiză. Raportul de expertiză refăcut a fost comunicat părților, care au formulat noi obiecțiuni. La termenul din 3-11-2016, instanța a admis cererea petentului Ciuciu George cu privire la solicitarea adresată OCTI Bacău de a comunica situația terenurilor aflate în proprietatea UAT cu depunerea în scrisori doveditoare și obligarea unității administrative teritoriale de a explica situația juridică a acestor terenuri identificate de OCTI ca fiind proprietatea unității administrative teritoriale. Următorul termen de judecată este în data de 23-2017. Un alt dosar înțelințat domnului avocat este dosarul numărul 638/2017 deschis pe rog judecătorii Onești, reclamant fiind Lavi Beli, părât UAT Târgovna, având ca obiect pretenții pentru lipsa folosinței terenului aferent stației de reglare măsurare în zona Poieni, proprietatea UAT. Acest dosar este în prezent suspendat din data de 6-11-2013 pentru că Comisia Locală a deschis pe locul judecătoriei Onești un alt dosar, numărul 6465/270/2013, în care au intervenit și moștenitorii Aparaschidei, care au deținut teren în acea zonă. Pe fond a fost pronunțată sentința civilă 1972/2014, prin care a fost respinsă cererea Comisiei Locale de anulare parțială a titlului de proprietate emis pe numele părâtului la Vibet. Împotriva acestei sentințe, am declarat apel la Tribunalul Bacău. În această cauză s-a discut efectuarea unei expertize judiciare. Raportul de expertiză a fost depus la termenul din 6-4-2016. Comisia Locală a solicitat expertului unele lămuriri și urmează ca următorul termen să fie pe data de 15-2-2017. Un alt dosar este dosarul 4495/110/2014 deschis la Tribunalul Bacău, reclamant fiind Compania Regională de Apă Bacău, cu râtul UAT Târgovna, având ca obiect anularea hotărârii Consiliului Local 6 din 2014 privind respingerea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea tarifului unic. În acest litigiu a fost pronunțat hotărârea 83/2015, prin care s-a respins capătul de cerere cu privire la anularea actului administrativ. Cu privire la capătul de cerere privind pretenții, pierderea potențială de venituri, ca urmare a neaprobării de către Consiliul Local a tarifului unic, instanța a primit dosarul spre rejudecare. La rejudecare, Tribunalul Bacău a pronunțat hotărârea 1039, prin care a respins cererea Companiei Regionale de Apă Bacău, ca fiind neîntemeiată, această hotărâre fiind rămasă definitivă. Un alt dosar este dosarul 1232/110/2015 deschis la Tribunalul Bacău, tot de către Compania Regională de Apă Bacău, în contradictoriu cu UAT Târgovna, are ca obiect pretenții, suma fiind de 567.267 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada 2011-2014, pentru facturile emise în perioada 2009-2010 și cheltuieli de judecată în cuantum de 9.278 lei. Acest dosar este în strânsă legătură cu un alt dosar care s-a finalizat printr-o decizie a Curții de Apel Bacău, decizie potrivit căreia UAT Târgovna a trebuit să plătească SCE CRAP suma de 1.337.976 lei. Această sumă a fost achitată eșalonat Companiei Regionale de Apă până la data de 30.06.2016. În acest nou dosar deschis pe rolul Tribunalului Bacău, 1232/2015,
SCCRAP a solicitat efectuarea unei expertize contabile și judiciare. În cauză a fost pronunțată hotărârea 293 din 15 ianuarie 2016, prin care poate a fost obligată la o sumă mult mai mică decât cea solicitată de compania regională de apă. Suma este de 322.005 lei, reprezentând penalități de întârziere calculate pentru perioada 31.03.2012, 27.11.2014 și cheltuieli de judecat în suma de 6.143 lei. SCCRAP și adică hotărârea fiind supusă apelului. Hotărârea nu a fost comisă, sunt litigiile care sunt înregistrate domnului avocat Reniță și având în vedere faptul că ele nu au fost finalizate, propun să continuăm în colaborarea cu dumnealui, să ne reprezinte în continuare în fața instanței de Cătălești în aceste fapte stare. Domnul președinte, dacă permite să fac o întrebare. Eu nu sunt de acord, sunt o sală care, într-adevăr, unde vede, chiar și de sprijinul avocatului, dar am venit să nu lăsăm lucrurile, fiecare dosar să încercăm să-l rezolvăm prin asistare de către avocat, pentru că avem și privește în orice și trebuie să nu doar aceste dosare. Deci, când vine o obișnuință, pentru că se formau și mai roșii, cum vede profesional, să susțină instanța cu oricum, pe rog, instanța judecătorești sunt dosare reprezentând... Da, care sunt ele, care cu adevărat... Da, dar care și juriști în instanță și reprezintă instituția. Recuperare de evite, 80 de dosare. Întrebarea mea este, care este onorarul conferința? Confisca este onorarul? Da. 24.000 de lei. Pe luna? Nu pe luna. Pe an. Pe an? Da. Pentru acest lucru. Am înțeles. Întrebare. Mulțumesc atunci când am aprobat asistența juridică. Am aprobat-o exact pentru problema că nu puteau reprezenta ei noștri, erau într-un conflict de interes, erau dosare grele, erau cu apăsare pentru ei în condițiile în care, dacă s-ar fi pierdut procesul, puteau fi acuzați de bani pe anumite chestiuni. Dar atunci când am făcut-o, n-am încheiat pe dosar, am încheiat pe... și pe faze procesuale, am încheiat pe an, asistența asta și pe asta patru dosare. Este încheiat pe an și fiecare an este prelungit. Pentru că, în mod normal, logica ar fi să legăm plata de ceea ce face. Corect. Și adică să fie un orariu per dosar, pe fază procesuală și un eventual un orariu de succes. Așa știu că se face în practica juridică. Există și practica asta la altă, pe an, da. Există și această practică, dar gândiți-vă că noi am avut de ordinul 13 miliarde, dacă merge onorarul pe suma care o recuperează, cât am recuperat la asta? Diferența. Ca să vă dau un exemplu. Cum? În jur de 3 miliarde. Păi ne ia așa pe... Da, 235 de mii de lei. Da, 2 miliarde 300. Da, domnule, dar și dacă durează 20 de ani procesul, ajunge la 6 miliarde. Atunci propuneți, nu. Deci, sigur că sunt multe variante. Și cu onorarul de succes și cu dar, așa mergi și pentru... Dar în situația dosare pe care aveți, nu știu că aici a fost bună. Nu, dar dosare sunt foarte complicate, cel puțin în cazul Ciuciu, pe care unii dintre noastre știți că i s-a recunoscut acel drept din proprietate, deși n-a avut niciodată teren în centrul orașului. Nu cred că a mai rămas instanță unde să ne judecăm. Acum suntem pe la întorsura Buzăului. Eu, de exemplu, am avut plângere penală peste tot. Ultima am avut-o la Târgu Bujor. Deci nu mai există în zonă parchet unde să... Tot am mutat dosarul la un parchet altul. Asta e specialitatea dânsului, este recuperator de creații. A luat această moștenire care au obținut-o niște tineri din zonă și tot se judecă cu noi, pe tot felul de proceduri. Și dosarul este destul de complicat și vă dați seama că sunt tot felul de, nu le spun eu, cum avocățești
Și sigur că trebuie să avem specialiști ca să... Nu pentru altceva, noi putem renunța dacă vreți dumneavoastră. Dacă pierdem procesul și vine Curtea de Conturi și spune de ce am pierdut, o să vadă că ne-am aparat suficient. Iar în cazurile mai, să zicem așa, ușoare, sigur că juriștii primăriei sunt cei care se duc. Deci, cred că trebuie să rămânem cu aceste procese. Păi ce să vă spun acum, Ciuciu, cere și diferența, pentru că în perioada 2008-2012 i s-a dat de către Comisia din Primărie și pentru terenul care se propus la despăgubit. Și acum i s-a propus undeva în Bacău, ca să vă dau o speță, să vedeți cât e de complicat. I s-a dat în livada de la Bacău și dânsul spune, păi îmi dai 10 hectare la Bacău pentru cât am avut eu în Târgu Ocna. Deși prima instanță stabilise că numai pentru 648 de metri trebuia să-i dăm. Și dânsul vine acum și a identificat toate terenurile din Târgu Ocna, a luat de la OCPI toate numerele cadastrale la teren din Târgu Ocna și el acum pe alese, care dorește. Iar noi trebuie să motivăm la primul termen fiecare teren din Târgu Ocna ce sarcină are. Dacă are sau nu are. Deci este un volum de muncă imens. Sigur că datele le primește din primărie, a fost și dânsul aici, însă volumul de muncă este destul de mare. Și ne trezim cu domnul Ciuciu că poate să-și mai ia încă 780 de metri sau cât are acum, undeva în piațeta orașului, undeva într-o zonă în care o să ne mirăm cu toții ce se poate întâmpla. Da. O problemă într-o perioadă, dacă ne bolesc. Vă doar diversi. Noi le stabilisem o perioadă de 10 luna asta și propunem pentru buget. Eu n-am buget pentru prima data respectivă, dar am fac datoria de a face câteva propuneri pentru comisia respectivă cu domnirea bugetului. Sunt convins că vă viitoare vom avea în dezbatere bugetul la 2017. Și sunt trei probleme. Una, să fie aruncați bani pentru investiție la companie cu utilaj și cu ceea ce discutăm noi ca să putem să o facem să fie funcțional. Doi, să ținem cont de poliția locală. Și trei, de sistemul de monitorizare video despre care nu altor vorbim, care sunt chestiuni foarte interesante. Deci, și a patrat terenul de la ăsta poliție. Cum? Terenul a fost așa. Da, terenul, sigur. Sigur. Dar aia am discutat și am propus o mai mare. Și aici, pentru reparații și tot ceea ce trebuie pentru evenimentul de 2018. Da. 18. Sunt multe de făcut, le vom... Să nu uităm de la bugetul. Fotbal, sportul, nu este lăsat pe ultimul... De acord, da, și eu. Sunt multe, dacă luăm această problemă, mai stăm multe ori aici. Discutăm la buget, toate propunerile noastre. Nu fără de strate. Deci, propunerile putem să le trimitem pe mail. Expunem materialul. Da, uiteți-mă pe mail. Da. Eu aș dori să prezint un raport privind relațiile pe care le avem cu Republica Moldova și Ucraina. Și aș dori să vă amintesc că cu Republica Moldova, pe 22 ianuarie 2016, a fost prima delegație de la Ilineț în orașul Târgu Ocna. În acea delegație a făcut parte și domnul primar, cu mai multe personalități din orașul respectiv, turism, medici care au venit să vadă condițiile noastre de la sanatoriu din Salina. În data de 10 iunie am fost vizitat de echipă de medici din orașul Ilineț. În data de 13-14 august am fost vizitați iarăși de o delegație de 11 primari din localitățile vecinate Ilinețului. Și în data de 31-8-2016 am semnat înțelegerea de cooperare cu orașul Ilineț. În data de 14 ianuarie 2017 am avut o invitație din orașul Ilineț, în care primarul și consilierul local au fost prezenți și au participat la semnarea înțelegerii de cooperare între orașul Târgu Ocna și orașul Ilineț, din raionul Ilineț din Republica Moldova. Pe data de 14 ianuarie este anul nou pe vechi după calendarul Justinian și sigur că la această întâlnire au participat și primarul municipiului Onești, domnul Nicolae Ignatiu și zona metropolitană Botoșan, reprezentantă de domnul Florin Egner. De asemenea s-au înfrățit și cu orașul din poveste din Ucraina, a participat primarul Nicolae Buscu.
am participat la acest eveniment destul de interesant. Cam acestea sunt relațiile cu Republica Moldova, pe care dorim să le continuăm. Și sigur, pentru cei care spun de ce să ne tot plimbăm și de ce să ne înfrățim, rezultatul a fost, în acest an, am avut în Târgu Ocna peste 100 de moldoveni care au sărbătorit pe vechi, în pensiunile noastre, și în Stănic Moldova, la fel, au fost peste 100. Poate ați văzut că au preluat și televiziunile, interviuri de la cei care au venit la noi. Interesul nostru este să mărim numărul de turiști care vin în oraș. Cu Ucraina. În data de 6 noiembrie 2016, o delegație formată din primar și consilier local au participat la la invitația raionului Ren, care este foarte aproape de Galați, unde în localitatea Dolinscoe, și la raionul Ren, unde am avut discuții și întâlniri cu cei din această zonă. Am trimis primele scrisori de înfrățire cu ei, de cooperare, și așteptăm răspunsul. Data de 30 noiembrie am fost invitat de Consulul General al României la Odessa, domnul Emil Racea, și m-a informat că la recepția pe care dânsul organizează va fi prezent și Mitropolitul Agafanghe, Mitropolitul Ismailului și Odesei. La această întâlnire am înmânat scrisoarea făcută de Înalta Sfinția sa Episcopul Ioan Băcăoanu, în care ne manifestam dorința de a deschide o colaborare și pe partea religioasă. În data de săptămâna trecută, de fapt, am primit o scrisoare de la Consulatul General al României la Odessa, prin care Mitropolitul Agafanghe l-a făcut o invitație să fim în prima perioadă a lunii februarie cu delegația, la care binecuvântare a dat Înalta Sfințitul, la Mitropolia din Odessa, având în vedere că în data de 5 este o mare sărbătoare la Odessa, sunt aduse moaștele Sfântului Pantelimon și sigur că episcopul Diodor, care a fost împuternicit să se ocupe de această problemă, ne așteaptă acolo. Din discuția avută cu Părintele Protopop, care a fost desemnat din partea Înalta Sfințitului să se ocupe de această problemă, în perioada 26 februarie voi însoți această delegație, care va avea 6 preoți, și ne întâlnim cu delegația din Cetatea Albă și din Odessa. Deci este o altă posibilitate de a dezvolta și pe partea religioasă colaborarea aceasta. Avem și noi ce să arătăm și sigur că vom avea și turiști din România care merg acolo. Asta a fost informarea. Eu cred că sunt rezultate bune acestor deplasări și trebuie să le continuăm dacă dorim să fim cunoscuți. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar, pentru informația făcută. Credem, domnul Cristi Ciobotaru. Toți suntem la diverse și anul acesta, 2017, se va celebra la Târgu Ocna centenarul luptelor de la Coșna și Cireșoaia și ne propunem noi ca executiv să adoptăm și cel de-al treilea simbol al localității, alături de stemă și imn, drapelul localității. Am cerut sfatul specialiștilor, inclusiv a domnului profesor Stoica, care este un reputat istoric, și am venit în fața dumneavoastră să vă prezint 3 modele cu argumente pro și contra. Ne propunem ca drapelul să fie ceva simplu, să inscripționăm pe el stema orașului, care e aceasta prezentată, și acum în discuție ar fi fondul, culoarea drapelului. Sunt discuții, unii să mergem pe fond alb, pe material alb, alte discuții pe material gri, pe acest bej sau cum se numește el, și ar mai fi o variantă în care să punem și tricolorul, dar aici vor fi costuri mai ridicate și mai greu de a le putea imprima în această formă a tricolorului stilizat.
sau o variantă pe bleu, bleu total sau cu acele nuanțe de bleu spre alb. Și domnul profesor Stoica mai propunea, în loc de varianta de bleu, să fie pe varianta de argentat, așa, pentru că aici ar fi culoarea sării. Acum noi am venit în fața dumneavoastră să vă prezentăm cele trei propuneri care le avem astăzi. Dumneavoastră să mai analizați, să gândim ca undeva, eu știu, luna martie să fie finalizat. Asta ar fi una, patru, asta ar fi a doua, ca să-l putem face, să-i dăm comandă și atunci când încerc la nimeni. Este un mod doar formulă, la 100 de ani, de la suntele din primul de poli mondial. Da. Ar trebui și mausoleul de la Măgura să-și găsească un loc. Să vorbim de steaga, am așa să discutăm. Drapelul localității e un simbol. Așa este. Putem pune oricare simbol pe și mausoleu, și știu eu, bustul Costache de gri, și orice putem să punem. Noi așa ne-am gândit. Nu înseamnă că avem și soluție. Eu vă rog, dacă să puteți seama, să consulta și domnul profesor Andreanu Vigile, care e fostul director la Arhidie și specialist în problemele de asta, atunci despre eu știu, pe nume, pe ceva să ajungă la dânsul imagine și să vizităm un pic și punctul de vedere. Pentru că e un specialist poate care pentru un ajutor. Sigur. Nu avem multe. Noi ne-am gândit să vă propunem acum să-l prezentăm. Să-l prezentăm undeva în luna aprilie, să-l avem finalizat, să scoatem un număr de exemplare, pentru că atunci când încep manifestări să fim pregătiți, să aborăm și în localitate, să... pentru că timpul se scurge repede și de-aia l-am și propus acum că se întâmplă. Din punctul meu de vedere, tot este la tricolor, dar trebuie să avem în vedere că acolo unde folosim tricolorul e un alt regim. Trebuie exact. Care să trebuie da, să ne documentăm. Nu știu, costul e tricolorul. Da, în ce condiții îl putem folosi și noi? Da, asta e treaba. Dacă îmi permiteți o mică interacție. Da. Un lucru este clar. Stema este bătut în cuie, avem aprobările toate de la heraldică. Și nu putem să facem nimic. Dacă vedeți, majoritatea localităților au un steag cu o singură culoare. Dacă facem mai multe culori, ele trebuie să fie imprimate și costurile se ridică. La seama trebuie să facem de ordinul sutelor de asemenea steaguri, să le punem de ziua națională, să punem de zilele orașului. Și din discuțiile care le-am avut cu mai mulți specialiști, sigur că cineva spune să punem argintiu. Noi avem suficient argintiu la turnuri, la brațul șalbărului care ține ce oramă și sigur că și cele două râuri, Trotușul și Stărică. Un brăsiel ar da, din ce spun unii, este o culoare acceptabilă, dacă punem pe argintiu. Dar ce se întâmplă? Noi ne prezentăm acum. Așteptăm orice propunere. Am consultat și domnul profesor Stoica. Vom merge și domnul Vinică Munteanu. Vă rog și pe dumneavoastră, designer. Sigur că putem pune tot felul de ornamente, putem pune, știți că noi am trimis la OSIM și acea siglă care o avem noi, credință frumuseții eroism, putem să punem ce vrem acolo, dar nu poate în heraldică fiecare culoare, fiecare exemplu să reprezinte ceva, regulile sunt foarte strict. Dacă încercăm, putem să-i punem bordură, putem să-i facem orice. Eu am adus aici de model, vom face așa, vedeți că suntem românii, suntem orașului pe care pot să-l urmăresc. Am adus aici un steag de o mărime. Este steagul, nu am adus de model. Acesta este steagul episcopiei, este cal. Vedeți cam cum arată. Cam astea sunt dimensiunile. Și dacă treci cu multe culori, este destul de greu. Așa se face un model de stemă și se imprimă foarte ușor pe o pânză tivită. Avem aici, sigur, și cu franjul, putem comanda tot felul de steaguri, eu doar am adus așa ca model. După ce asta, da, sigur, e mai scump, dar pentru birouri, pentru instituții, poate fi și un asemenea steag. Deci am rog tare mult, dacă tot împreună am aprobat timpul, am, știți că și pentru STEM a fost concurs, au fost vreo 48 de propuneri, să vă gândiți și la acest aspect. Când vin specialiștii de fiecare dată, ajută de fiecare element în parte. Da. Eu nu știu că o să în aniversări peste și anul ăsta și anul care urmează. Hai să vedem să apelăm la specialiștii. Profesorul mulțumesc că este unul dintre cei buni și profesorul Vigile, de asemenea,
De acord. Acum, referitor la ce vom face pentru aniversarea 100 de ani de la luptele care au avut loc. Dați-vă un pic, legat de steag. Cred că are drept domnul Măciu, că trebuie să legăm de 100 de ani de steagul, măcar perioada anul ăsta, să scrim pe acolo jos, pe aici nu se trece, sau un tun, sau ceva. Deci, dar dacă nu legăm 1917, măcar luna asta, anul ăsta să fie așa, altfel, chiar, e un simbol al orașului. Nu numai sare un simbol. Să vă spun. Adică trebuie să legăm ceva. Pentru comemorarea 100 de ani, vreau să vă prezint programul pe care. Am înțeles, da. Deci, tot aveți steagul, rămâne mulți ani de acum încolo. Acum, ce program vrem să facem? La prima discuție care am avut-o, vom avea atât de evenimente culturale, cât și evenimente istorice, și avem și acțiuni militare. Am stabilit doar așa, să știți, noastră, și aștept propuneri, și vă rog să fiți activi, așa cum ați fost întotdeauna, să veniți cu propuneri. Am stabilit că prima zi, pe data de 11 august, vor avea loc manifestări în oraș. Atât lansare de carte, și să vă spun aproximativ ce am gândit, dar el trebuie îmbunătățit. De ce l-am început de acum, dar am pornit acum la începutul anului, primele oficialităților, vernisaje, expoziții, foto dedicate primul război mondial, lansarea de carte, Valea Trotușului, Enciclopedie de Lux, care o va lăsa domnul profesor Stoica, proiecția documentarului Tuza, a treia poartă de apărare, o masă rotundă, sesiuni de comunicări științifice, astea vor fi în data de 11 în oraș. Pe data de 12 august va fi dedicată Coșna. Ne urcăm pe Coșna, pe dealul Coșna, acolo vom încerca să inaugurăm un monument și acolo vor fi și acțiuni militare, vă spuneam că se vor intona imnurile Austriei, Germaniei, Federației Rusiei, Ungariei, României, vor fi alocuțiuni, va fi dezvelirea acestui monument pe care îl facem și aici avem și evenimente religioase. Sigur, va fi o slujbă de sfințire, o slujbă de pomenire a eroilor. Și, sigur, amânare de plachete, medalii. Vrem să implicăm, și aici, implicăm vânătorii de munte de la Sfântul Gheorghe, care vom avea o nouă discuție, simularea unor exerciții de luptă, parade, uniforme, depunere de coloane, gerbe, flori, defilarea gărzii de onoare, muzică militară. Vom avea pe coșe. Da? Apoi avem, în data de 13 august, o dedicăm Cireșoara. Vom merge la monumente, vom, la fel, vor fi acțiuni militare, iarăși monumentele vor fi refăcute, vor fi redezvenite, program artistic, sigur, cu părintele, peste tot la aceste evenimente Coșna și în oraș vom avea slujba de joasă. Și aici, sigur, vom implica și Primăria Slănic, am discutat. Cam acesta este programul la 100 de ani. Vreau să dăm importanța cuvenită. Și atunci, o secundă, putem face exact ce a spus noastră, cu ocazia acestui eveniment, elemente comemorative. Diplome, medalii, stegulețe, ne gândim la această problemă și le facem pentru această de zilele orașului? În aceeași perioadă. Dar zilele orașului vor fi 15. Noi le facem înainte. Pentru că după 15 august vor fi zilele orașului, aici vor fi zile exact atunci când au avut loc aceste bătării, 11-13 august. Vârful Coșna nu e pe teritoriul Comunii Pârgărești? Are importanță. Vom contacta și el este la intersecția dintre Oituz, Pârgărești și Târgoviște. Este exact vârful acolo, este și limita localității. Înseamnă poate vor veni și ei, nu? Absolut, implicăm Oituz. Să nu ne suprapunem, să fiu trei. Aici nu. Vom avea un program acțiuni, bun, sigur, dar eu cred la ora asta că accesul va fi prin Pârgărești, prin Mult Mai Ușor, sau poate prin Oituz, vom vedea, vom face acces să putem face. Deci cam asta ar fi în mare. Deci așteptăm propuneri de la dumneavoastră, de la specialiști. Eu l-am discutat în principiu, cam asta simt. Dar sigur că în ceea ce primește acțiunile militare, acțiunile culturale, vor veni și vom participa. Da. Dar o să fie implicare și la nivel național, că e totuși încetășat. Invitați ambasadele, poate. Dacă v-am spus, vor veni ambasadele,
de la cele patru țări care au fost în, atunci participante la luptă. Va putea fi acces cu mașini de teren acolo? Vom face acces. Cercați tot. Dacă vin, nu rămâne. Da, cam astea sunt, mai sunt probleme. Eu vă rog să vă mai gândiți la un aspect. Avem solicitări din partea cetățenilor orașului, respectiv de la cei care dețin garaje în spate, lângă bibliotecă, în zona blocului, de la cei care dețin garaje în zona blocurilor A și cei care dețin garaje în zona G-urilor, care au terenurile concesionate, peste un an sau doi expiră contractul de concesiune, ei și-au exprimat dorința de a cumpăra aceste terenuri. Aș dori să vă exprimați părerea, să vedem ce putem face cu aceste terenuri, dacă le vindem, dacă prelungim contractul, dacă sunt alte propuneri noi cu conținii concesiunii. Nu, ne vorbim de cei care le au acum și care au solicitat să cumpere terenuri. Suntem o reacțiune, nu uităm de perspectiva pe care o are orașul ăsta. Putem să le gândim. Părerea mea, putem fi de știu, garajul poate fi... No. Vrei să faci un bot? I-am văzut terenul, suntem obligați să le dăm autorizație de construcție, să-și facem nu știu ce acolo. Dar după vreme, casa părintească nu se vinde, nu? Patrimoniu. Exact cum a fost ăla cu floare. Era vorba de noi. În Onești să ne uităm ce s-a întâmplat cu tot ce înseamnă. Voi ziceți lui domnul Rindu, sigur. Rămâne discuție, dar veți avea și noastră întrebări, sunt aceste solicitări, va trebui să punem pe ordinea de zi, dacă doriți, care va fi varianta aceasta? Dacă instanțele care avea o arhitectură, care se spune la un amistat, dar sunt toate lucrurile de aici. Te dăm voie și eu, doamna. Am să nu spuneți să fie foarte scurtă. Intervenția mea are legătură cu materialul prezentat cu primar legat de schimburile, de sățirea pe care le-am făcut. În acest sens, cred că informațiile parțiale mai aveți. Orașul Cricova s-a făcut un timp de elevi din partea Colegiului Cenegri. 20 de elevi anul școlar trecut au venit din Republica Moldova și cu profesorii însătitori, au participat la ore la colegiu, exact același lucru s-a întâmplat și din partea celor din Târgu Ocna care s-au dus la Cricova. Am avut la cunoștință conducerii școlii că s-a făcut această înfrățire cu orașul Ierdineț. Am avut informațiile și elevilor și și-au exprimat dorința ca până la finalul anului școlar să se demareze exact același proiect și cu localitatea Ierdineț. Deci în sensul ăsta, în jur de 20 de elevi și-au exprimat dorința să participe la această înfrățire și din punct de vedere al învățământului de Bocnean. Și în sensul acesta doresc să solicit autorităților publice să ne sprijine în acest sens. La sfârșitul lunii iunie se cam termină perioada care ține de cursuri propriu-zise. Asta înseamnă că până atunci ar trebui să fie încheiate ambele variante, Târgu Ocna, de bine și invers. Aș dori să completez ce spune doamna. A fost foarte interesant acest schimb de experiență. Elevii din Cricova, din Republica Moldova, au locuit la elevii noștri din Târgu Ocna și au fost la ore împreună. Se fac în vacanță și sigur și elevii noștri au fost la ore acolo. Este foarte bine, este schimb de experiență. Avem o propunere și din partea orașului Ierdineț. Doamna profesoară a fost în această delegație și a preluat deja problema. Practic, Consiliul Local am deschis în această înfrățire și de acum, sigur că noi sprijinim aceste acțiuni, este foarte bine pentru noi. Vă rog să vă gândiți că viitoarea delegație care pleacă la Ierdineț este din oameni de afaceri, din Târgu Ocna, pentru că ei au un incubator de afaceri acolo și este interesant să mergem să vedem ce au făcut și ei, sigur, vor veni și ei la noi. Adică vom porni și pe planul economic, dacă cel al învățământului, cultural ați văzut că au venit și ansamblurilor la noi, vom porni și pe partea economică să continuăm, așa cum ați văzut că am pornit și pe turismul religios, să-i spunem așa. Mulțumesc, domnule primar. Da. Domnul Cricii, mare. În vedere că domnul Cricii a făcut o propunere ca în buget să fie prevăzut o atenție, în primul meu, activității fotbalistice. Am să vă fac o informare. Echipa noastră care este în Liga 4-a
a intrat în competiția aceasta cu lipsă de jucători. Să vă spun așa, din 15 etape care s-au derulat, au fost prezent la 13 etape, au reușit să adune jucători începând cu la vreo două luni după începerea campionatului, când au venit alți jucători de la unitatea militară. Antrenorul, după cum știți voi, face această, după cum știți dumneavoastră, face această activitate voluntară. Și v-aș supune atenție dumneavoastră identificarea celor care doresc să continue activitatea fotbalistică, oameni care sunt interesați pentru a fi validată o conducere a clubului de fotbal, deci, în primul rând, să fie o inițiativă plecată în oraș sau oricum noi nu putem face parte din grupul de conducerea clubului de fotbal, iar Consiliul Local, în ședința ce va urma, să aprobe sau nu noua conducere a clubului de fotbal, pentru că sunt niște probleme pe linie de conducere a clubului de fotbal. De asemenea, ar trebui ca noi, Consiliul Local, să aprobăm bugetul necesar funcționării clubului de fotbal, ca să funcționăm în condiții respectarea legii. Cred că cheltuielile se pot duce la cel puțin 100.000 de lei. De aceea, domnilor și doamnelor consilieri care sunteți interesați ca activitatea fotbalistică să meargă mai departe, să ne putem reîntâlni într-o ședință mai restrânsă, atât dumneavoastră, cât și eu, cât și cei care sunt viitori ai fotbalului, să găsim soluții, iar la ședința de Consiliu ce va urma, să avem în fața noastră o nouă conducere care să propună un buget care să cuprindă, cum am spus, cheltuielile minime, taxe, vize, cheltuieli de deplasare, echipamente pentru fotbaliști, mingi de fotbal plasă pentru porți și toate celelalte cheltuieli, o centrală funcțională la stadion pentru a avea condiții de igienă. Cam așa trebuie. Dacă aveți dumneavoastră alte întrebări. Deci ei s-au prezentat doar la 13 din 15 etape. Nu puteau aduna 11 jucători, pentru că nu au un antrenor plătit, nu fac antrenamente. Deci trebuie să facem ceva ca să putem funcționa. Este responsabilitatea noastră. Și dacă sunteți de acord să continuăm cu echipa de fotbal, în alte orașe s-a renunțat. Dar noi dorim să continuăm, dar să găsim soluțiile. De asta vară, parcă ne-am stabilit, va fi ca un fel de compartiment sau cum se spune, o activitate în cadrul primăriei, că e cel mai bine, va fi condusă de acest domn Geru Corbu. Parcă așa stabilit, spune așa. Da, da, da. Am stabilit. Da. Și nu s-a mers mai departe, să-l angajăm pe acest băiat, într-adevăr, face o muncă voluntară. Dar și un efort. Primul pas și pe urmă poți să ceri performanță. Da, exact. Ne-am întâlnit și am stabilit asta, dar nu s-a mai mers mai departe. Pe de altă parte, chiar am spus și am venit, domnule, vă fac proiectul de gaze gratuit, care nu e foarte ieftin. Dar n-am fost în stare, cei din executiv n-au fost în stare, să scrieți acel contract cu eu în cadru. Și atunci, ei n-au mai emis... Băi, este semaforul. Nu știu... Chiar nu mai știu. Trebuia să fac un compartiment, un referat, nu l-am mai făcut. Și atunci era păcat, că proiectul e bun atunci. Atunci ora echipe de fotbal nu stă neapărat în proiectul acesta. Noi trebuie să stăm. Da, era o etapă. Trebuie să aprobăm o conducere care să fie clară. Președinte, nu știu, vicepreședinte, contabilul. Domnul actual, trebuie să fie un proiect de ședința următoare, un buget pentru echipa de fotbal. Pentru că noi suntem la jumatea campionatului, de jumate drept, urmează a doua oară cu jumătatea competițională. Și care de acord să menținem echipa de fotbal venit spre aprobare? O menținem, dacă se poate și se poate de buget, suportul bugetului campionat, poate dacă nu. E corect? Eu întreb că în orașul ăsta văd că un singur rog care a rămas, că mai suntem câți la 30 de acolo care ne aduce aminte. Dar majoritatea nu vorbă. Putem întreba și cetățenii orașului. După aceasta este la provocarea cetățenilor. Cine vrea să devină președintele echipei de fotbal? Mai cu lucrurile se pare că nu se mai vrea face activitatea asta. Și dacă nu se vrea, nu știu dacă cineva e obligat să facă cu forță. Mai spune acum, vă punește, ei și n-am spus niciun fel de lume, dar acum îmi dau seama că aveau dreptate. Așa au anumit afirmații.
să încercăm să investim mai mult în copii. Sunt orașe mai mari, de 20 municipii, care nu au echipă nici măcar de jocuri. Nu au echipă de seniori. Dar, în schimb, au copii și condiția și obligația pe care o avem noi, ca părinți, ca cetățeni acestui oraș, să dăm posibilitatea să-i scoatem copii la mișcare. Să investim mai mult în grupe de copii și să facem ceva. Și la fotbal, și la celălalt general sportiv care se întâmplă. Și dacă nu merge fotbalul la nivel de senior, asta se întâmplă de aia, nu mai chinuim atâta cu tot felul. Deci când o echipă de fotbal, domnul președinte, nu. O echipă de fotbal, ca să fie echipă, trebuie să aibă jucători. Noi nu avem jucători. Nu avem nici fonte, nu vorbim, nu sunt. Nu avem jucători. Dacă nu avem jucători, trebuie să-i formăm, dacă vreau. De aceea este bine să continuăm cu cei de la juniori. Nu prea vin, nu se ridică la nivelul vârstei și a, eu știu, rezistenței fizice ca să facă față la niște de aia de 30 și ceva de ani. Au rămas toate roate în campionatul ăsta. Și îi omoară, poate nu picioare. Deci nu putem să nici copii ăștia mici, că avem crește responsabilități față de părinților, nu? Că vor fiecare să vină copii. Deci au activitate globalistică, trebuie asistența medicală, trebuie antrenorul plătit, trebuie să... Dar în momentul de față, pe ceea ce are orașul, mă refer strict în copii, pentru că nu avem bani să putem să-i plătim pe jucători, nu știu cine vor ei compensă, nu știu care fel. Părerea mea este că nu putem să facem și ducem această activitate mai de fapt. Clar. Deci Consiliul Local, în ședința de luna viitoare, să decide în continuare sau necontinuare, dacă vom continua, să avem o conducere serioasă, exact, a clubului, să avem un putem... Exact, o dată de două ori de șapte ori, dacă nu tot să-l neagă pentru da. Mare. Da, domnul. Noi am rudă, fără fotbalist nu se poate. Nu se face echipă de fotbal, fără fotbalist. Deci aș vrea să se ia în considerare pentru întocmirea bugetului de anul 2017, să vedem cum facem, poate închidem și noi piața de alimente, că sunt atâția ani de când oamenii stau în aer liber. Da? Vrem să fim un oraș modern și avem o piață de tot răsit. O altă problemă ar fi, cele trei inițiative pe care le-am depus, nu am primit niciun răspuns. Și o informare pe legea 544 pe 2001, care de două luni iar nu am primit niciun răspuns. Cetățenii vor să știe imediat, la ce vă referiți mai concret? Imediat. Și ce le răspund, domnul Luțu? Și de răspund, domnul? Domnul consilier, am stabilit în ședința Consiliului Local, cum asta aveți calitatea de consilier. Și răspunsul le primiți în ședință. Puteți să-mi ceriți metri cubi de documente, am două, trei fete în primărie, care asta fac, vă răspund dumneavoastră. Nu sunt metri cubi. Aveți reclamația și la Secretariatul General, mă să luați indemnizația de consilier ca să reclamați Consiliul Local de unde luați banii și o să vă facem un calcul câți bani ați luat de când sunteți consilier și cam câte amenzi am plătit noi. E corect, nu-i loial. Asta sunteți... De ce ați primit amenzi, domnul... Opriți, vă rog. Dar nu se poate așa. Când ați dat trigunoaia, în loc să veniți să vedeți ce măsuri trebuie să luăm. Sunteți în deliberativul orașului. Ce măsuri trebuie să luăm? Nu se poate. Eu vă dau un exemplu. Am stabilit la ședința trecută și v-am rugat să introducem, ca să dau un exemplu, introducem pe ordinea de zi plata la drumul de la Găleatul. La Secretariatul General al Guvernului a reclamat domnul Măciuc. Pentru ce? Când am dezbătut-o, când a fost urgența. Deci eu vă rog frumos, dacă puteți spune umărul în interesul cetățeanului din Târgu Ocna, așa cum ați votat, faceți-o. Dacă nu, nu. Acum, dânsul face pe legea 540, pe informal, 40, așa. Nu mai put, secretarul orașului asta face toată ziua. În loc să rezolvi probleme, stă și răspunde. A doua chestiune, ați făcut acele propuneri. Haideți să le dezbatem aici. Una din propuneri a fost să primim elevii care sunt, iau rezultate foarte bune. Facem asta din 1 iunie, în fiecare an, am primit elevii, da? Celelalte probleme care le propuneți, da? Închideți piața. Haideți să vedem, faceți o analiză. Mergeți, domnul consilier, că aveți ședință de comisie, aveți de dat un raport de activitate, o să vedem ce scrieți noastră în raportul de activitate acum. O să scrieți că am dat amers și am reclamat Consiliul Local. Uitați, domnul Nuțu, toată lumea asta face. Vin în ședințe, iau o problemă, vedeți, domnul viceprimar, au luat problema fotbalului. Mergeți, analizați, vedeți, spuneți, domnule, în piață, am constatat. Nu veniți așa și faceți numai reclamații, că nu este corect. Jurământul pe care l-ați depus dumneavoastră a fost pentru binele și bunăstarea cetățenilor de noastră Târgu Ocna. Vă rog. Și nu mai faceți asta. V-am spus clar că răspundem aici și răspundem aici. Nu o să mai primiți răspunsuri. Pentru că nu puteți, păi nici nu veți primi. Asta nu puteți așa să cereți metri cub de hârtie. Mai avem pe cineva de la Cluj care de fiecare dată cere
tot bugetul din ultimii 7 ani, tot bugetul de acum 5 ani. Deci haideți, vă rog, fiți rezonabili, pentru că să le ați primit informații. Nu am cerut niciun metru cub de hârtie, da? De la CUP am cerut de 6 luni două acte, nu mi s-au dat. Da? Sunteți membru ARGA, domnul consilier, înțelegeți? Nu mai sunteți cetățean numărul 5 pe care nu a lăsat domnul primar, da? A avut interdicție de la dumneavoastră. Nu acolo. Da? A avut interdicție de la dumneavoastră. Domnul Machin, da? Este ședința de ARGA, atunci a luat problema. Când este, vorbesc cu domnul director, cu toți de la aceeași problemă și cu câinii comunitari. De un an de zile, adăpostul stă gol, nimic nu se întâmplă. Am vorbit de fiecare dată, da, și este nu. Speram să rezolv. Mai e cineva? Mai are cineva. Dacă nu închide ședința, mulțumim. Rămâne pe revedere.